Eu zi de neuitat, zi îmbrăcat în strai divin. Păstorul sfânt și ucenicii porunca legii sfinte o țin. Era acolo cer întreg, venit parcă din necuprins, cu mielul și azima și vinul și toate ierburile mare. Deodată plin de o grea mâhnire în glas, în gest și în privire și cu o durere ce se aprinde, el, fiul omului, vorbește. Vă spun, prieteni, adevărul, unul din voi, vai, mă va vinde. Pe toți o umbră, un nor negru și o întristare îi cuprinde. O, Doamne, nu cumva sunt eu? Acel ce mâna o întinde cu mine în blid, acela e. Și noaptea neagră a trădării furiși, pe lângă zidurile vechi trec pași pe care-i duc fiorul. E Iuda, Iuda vânzătorul. Însă Iisus era cu ai săi la masă, o, e cina cerui pe pământ. Iisus deodată se ridică cu ochii către Tatăl Sfânt. Luați din pâinea ce se frânge cu dragoste în ceasul greu, căci mâine, mâine va fi miel de jertfă pe cruce trupul meu și beți cu toți din rodul viței e legământul meu cel nou. E sângele răscumpărării nepieritor și sfânt, ecou. Apoi, cu inima întristată, Iisus adăugă duios. Aceasta-i pâinea binecuvântată, n-o voi mânca-o iar cu voi decât acolo în cer, acasă, când iarăși toți vom sta la masă în țara vieții celei noi. Tăcerea se așterne blând, un vis din slăvile eterne coboară parcă suspinând și Domnul Sfânt îi sfătuiește ca un părinte pe copii cu înduioșare. Doar din când în când răsare încet cât un crâmpei de întrebare. Doamne, Doamne, dar unde vrei să pleci? Bătrânul Petru mai insistă. Dar eu de ce nu pot veni? Și mreaja nopții rece a celor clipe de trădare, glasul cel drag răspunde lin ca harfa blândelor izvoare. Un glas și o rugă înălțară spre Tatăl cel fără de început și apoi în noapte ei plecare având pe Dumnezeu cascut. Și acum iată-i în grădină, pe trei mai dragi îi ia deoparte și începe lupta în rugăciune și cad proboanele de moarte. Acolo, acolo în tainele genunii, tot iadul oastea își adună, discipolii de somn furați mrăzleziți ca de o furtună. Dar celor dragi le spune Domnul Sfânt, vegheați! Vegheați ca să fim veșnic împreună. Iar el se roagă cu glas tare și parcă cerul întreg e închis. O, Tată bun, ce n-ai hotare, privește-mă din paradis. Paharul de păcate amare o ia-l acum din fața mea. Totuși, să se facă, Tată, nu a mea vrere, ci a ta. În cer se aude strigarea și cerul privește îngrozit. De sus, aducând alinarea, un înger coboară grăbit. El mielului sfânt îi aduce putere să poarte o cruce și moartea să înfrunte smerit. Printre măslin,
cu săbii și ciumege și cu făclice vor rostea să șteargă, se înfățișează în fața veșnicului rege. Ciudatul Iuda și cei fără lege, ce plin de ură, iată-i cum aleargă. Dar pot să vin acum ostașii, iată-i, victima și aleg. Dar al nostru Iisus acum e gata de a sorbi paharul întreg.